Salutare tuturor! Astăzi vom vorbi despre 5 cele mai periculoase insecte din lume. Să începem! 5. Viespa japoneză uriașă. Are o lungime de aproape 8 cm și se găsește în Japonia. Când atacă, aceasta împrăștie o travă care poate topi țesuturile organismelor, inclusiv cele umane. Mai mult, aceasta se hrănește cu albinele mai mici. Potrivit statisticilor, 4 oameni mor anual din cauza acestei insecte. 4. Furnica glonț. Se găsește în America Centrală și de Sud. Aceasta are o mărime de 3 cm și trăiește în copaci. Denumirea și-a luat-o din faptul că înțepătura ei este presimțită ca un glonț. Potrivit cercetătorilor, înțepătura unei furnici glonț este cea mai puternică din regnul insectelor. Unele triburi indigene o folosesc în ritualurile de inițiere a tinerilor bărbați. 3. Albina africană. Se găsește în sudul Americii și în Africa. Aceasta atacă în roi și poate cauza moartea imediat. Insecta a fost creată în laborator de un cercetător în 1950. Acesta își dorea ca albina să poată trăi în junglă. Totuși, creația sa s-a dovedit a fi extrem de agresivă. 2. Furnica soldat. Trăiește în bazinul Amazonului și ajunge la 2 cm lungime. Aceste furnici au o pereche de clești extrem de puternică, iar înțepătura lor este foarte dureroasă. De asemenea, furnicile soldat atacă în grupuri, putând doborâ chiar și animale foarte mari. 1. Musca țețe. Se întâlnește cel mai des în America Centrală și de Sud. Acestea sunt foarte periculoase pentru oameni, deoarece femeia își lasă ouăle sub piele atunci când înțeapă, larvele sale putându-se dezvolta în ureche, în canalul lacrimar sau chiar în creier. Dacă v-a plăcut acest subiect, nu uitați să vă abonați, să dați un like și un share. Vă mulțumesc!